Asta cât are? 85-21, nu? Tomascul? Da, da. Să mă uit pe aici, pe un caiet telefon. Asta l-am omis când am făcut... Când am făcut descrierea la... Uite la aici. Din ce an? 85-21? Din... Din 2019, uite. Mi-a dat aici rezultatele lui. Deci... Are... Derby cu mia, două cumiale făcute cu normă de maraton extrem. Cumiala 971 de kilometri. Da. Maraton extrem. Da. Maraton, normă de maraton extrem. Uitați, da. Aici da. Sunt porumbei cu normele de maraton extrem. Da. Hai să facem și deci seria. Deci vorbim, da. Uitați aici. 08521. Da. 008521 din 2019. Da. Acesta e porumbel. Și ochiul. Da. Care are în spate tot aceiași Van Van Rui. Care tot Van Rui, nu? Din aia, da, din aia negri. N-am aceeași coasă tot pedigriul lui, dar n-are importanță. Da, deci important e că vine și de la mamă și de la tată, din bunicile originale de Van Van Rui și a confirmat că acolo le e locul lor. Da. Deci porumbeie știa, nu știu ce performanță ar fi făcut la Presbel. Sau la... Nu o făceau. Poate cine știe ce e să fie foarte, foarte dificile zborurile și să fie catastrofe. De la catastrofe nu discutăm de mare valoare. Acolo și are loc întâmplarea, și are loc norocul, și are loc mulți factori care acum... Îmi place de aceea ochiului. Ochiul, nu? Și la urmă. Are aspectul porumbel isteț. Ușurel. Cea mai bun caură. Ușurel. Da. Porumbel de stat în aer. Da. Și închis și tot. Aici constă și încercările, dificultatea în a face perechile. Satisfacția că l-ai făcut ca lumea? Satisfacția când apacă. Sunt și eșecuri, deci da. Să nu spună nimeni că merge numai pe așa, pe, dar în momentul... Mai expresiv ca toți. Când dai... Ăsta, nu? Când da, dai, mai expresiv ca toți. Și mie mi-a plăcut foarte mult. De hoț, de bandit. Deci nu ne îmbătăm cu apă rece, da. Să aducem porumbei, scoatem din ei și le dăm drumul să... Deci porumbei au fost din 2017. Aduși 2016. Iată că am scos din ei 2016, 2015 au fost femeile de varuri. Le-am adus, le-am făcut cu porumbei mei, nu i-am făcut între ei să fac pedigrie frumoase, da. I-am făcut între ei, le-am trimis la zbor, am așteptat la 2 ani, că e primul an care zbor. Deci primul an care... Asta la urmă face treabă bună. Deci discutăm dacă are norocul să scape, la 5 ani poate stăm de vorbă și avem altceva în față. Așa e. Deci alte rezultate. Deci nu sunt întâmplări. Satisfacția unui columbofil nu trebuie să fie cu macupele. Sunt frumoase și alea, sunt frumoase, dar când... Reușești vezi ce creezi, să faci lucruri, să faci columbofilie, fă încrucișări, chiar dacă iar ne legăm de numărul mare de porumbei, îți creează mari greutăți, că nu-i așa simplu, nu-i ușor. Mai ales. Nu-i ușor. Și financiare, și eforturi, și toate, spațiul, da. Nu trebuie să dezvoltăm subiectul. La mână și la ochi îmi place mai mult. Așa. E aceeași treaptă cu albastru primul. Da, da, cu ăla cu un 53. Da. Super. Și aici constă
frumusețe acolo în Bofilii. Deci din partea mea, poate, din punctele, din partea altora, rezultatele, strigătura la festivitatea de premiere acolo. Și mai e ceva pentru unii, banii. În primul rând. Deci, banii obținuți din vânzări. Ați sesizat că nu sunt și toți cei care au venit la mine sau ăla, nu aia m-a interesat. Corectitudinea, sinceritatea față de fiecare om care l-am avut în față, i-am spus ce cred eu că trebuie să facă, cum să facă, pe urmă, unde nu am avut garanția, mai ales la porumbeii noi aici, i-am spus, băi, ei mergem pe 25% care îmi spune hârtie, dar restul trebuie să vedem. Da. Eu nu-ți garantez. Uite, mai tare îți garantez un porumbel care e de la mine din crescătorie, care știu de unde vine, ce au făcut, ce performanță a avut, decât un porumbel nou introdus, cu un pedigriu foarte frumos, care nu știu nimic. Uite, Bricu. Bricu, la început, a fost chiar dezamăgitoare. Nu a fost dezamăgit. Da. Eu am fost dezamăgit și am zis, că nu-mi place. Două surori am avut excepționale la mână. Nu-mi plăcea, pentru că tot ce dădea din ele argintiști trestiți, încă de la zborurile cu puiră, iarlingii, se pierdeau. Ce mi-a ieșit albaștri cu poco, cu fel de fel de combinații guți, și acum 25% jos la mamă era Bricu, a ajuns campion. Și mi-a schimbat și mie optica. Da. Mi-a schimbat optica. Mă duc către ea care aud în Bricu de la Neolupică, dar nu mă mai duc la argintii. Albaștri, guți, cu pene albe. Altceva. Aia vin. Argintii m-au dezamăgit și a spus Neolupică. Tot ala sunt. Prima dată am fost dezamăgit și după aia a spus să dau o veste bună. Au jucat bine. Dar albaștri și guți. Argintii... Da. Și eu am femeie care s-a pierdut acum la Goldab. Femeie care s-a pierdut la Goldab, n-am scos rezultatele, că n-am avut aceea, aceea are normă la maraton și s-a aventurat și a băgat-o la Goldab, că dacă dădea era deasupra lui 53, așa, și s-a dus. Asta cu Bricu, deci 50% Bricu. 50% Bricu și, dar tot era gută, nu argintii. Acum, nu știu, și cu roșii. Am făcut alte încrucișări, am scos o altă generație de roșii din ei cu Bricu și sunt curios să văd ce mișcă. Că nu se poate să nu sar și la anul, nu la anul, anul ăsta de fapt, când suntem în 2023, unde mergem să facem niște prezentări de porumbei cu rezultate? La ce tandem al dumneavoastră? Mergem în Urziceni? Nu? Nu, că e primul an. Nu știu, acolo nu merge la maraton. N-o să, cu siguranță. Mici, nu. Cu siguranță nu cred că o să-i bage la... Să-i zburăm acolo. Dar poate aici, în jos, în zonă, la domnul... Alexandru Dan, cum îl cheamă? La domnul David. La domnul David, da. Ei, am înțeles că acolo aveți altă lucrătură. Altă poveste care deocamdată aș vrea să încerc să... Da? Sunt în... în discuție, nu? Cum știți, eu nu porumbei, nu trăiesc din porumbei și nu am de gând să fac asta. Deci eu lucrez vie, lucrez... Am alte... Dacă anul ăsta reușesc să renunț la o parte din vie, adică nu să renunț la ea, să o dau în arendă, să o lucreze și să-mi ușurez un pic, să îmi fac o fereastră de timp, să mă pot ocupa și de porumbei, la domnul David, acolo, unde am filmat? Ați filmat eu livada aia de nuci și sunt niște condiții mult, mult mai... Și acolo atacă uliu, dar e mai în câmp, mai e altă poziție, e așa. În sfârșit, dacă reușesc să duc acolo niște pui, să-i învăț
și el este un om deschis care l-ați cunoscut și e îndrăgostit de porumbei, dar nu are suficiente cunoștințe și nu se preocupă de zborul cu porumbei, de performanțe, de sportul columbofil, aș avea o șansă ca peste 2, 3, 20 de ani. Așa. 30 și ne știe, da? Așa ca să ne și amuzăm un pic pe un amuzament tragic. Dar optimiști, trebuie să fim optimiști, că nu dezarmăm. Putem vorbi pe urmă de niște rezultate. Sumâna dumneavoastră. Să mai stau o dată. Da, sumâna dumneavoastră, da. Cum am avut până în 2012, când am reușit aici, la nivel cu Prahova și Buzău, să ating un... Și o să ne invitați să așteptăm porumbei la o etapă de maraton, de exemplu, și pe noi și prietenii noastre, pe domnul Crăciunescu, pe ce prieteni mai aveți. Și în ce condiții... E frumos. E frumos. În ce condiții... Vara e totul verdeață, nebunie. Dacă nu, asta să o vorbesc așa și o spun, nu o luați drept o promisiune, încerc și mai dau drum aici la niște Aole. Să încep iar un stres, să mai îmi ia din anii de trăit vreo câțiva, dar... E trist să stai să te uiți să vezi cum îți ia unul un porumbel. Nu vă închipuiți. Suferă mult. Deci eu sufer și duc un porumbel rănit care îl adun, străin, uite, în toamna asta, în iarna asta a venit un vecin, a cecut un porumbel, o frumusețe de porumbel, nu știu de la ce a fost cu el, cu aripă ruptă și l-am luat, l-am izolat, l-am îngrijit, îl găsesc la mine, în cotez, până îl găsesc un copil. Care nimeni nu-l băga în cotețul lui, nimeni. Deci l-am luat, l-am ținut 2 săptămâni de zile într-o boxă separată acolo, i-am legat aripa, l-am vindecat, l-am făcut să... Am fost convins că mi-a aduce cine știe ce boală în cotea și i-am dat drumul și stă cu mascula. Deci sunt foarte îngăduitor cu porumbei și iubesc porumbei. Că, deci am mai spus-o și o mai spun. Sunt oameni care iubesc la nebunie sportul columbofil, deci nimic nu-i interesează decât performanța și în ce condiții bagă porumbeii, în ce condiții se lansează porumbeii. Dă-le drumul, care e bun să vină. Nu-i chiar așa. Dă-le drumul, dar nu le da drumul cu un timp nefavorabil, când știi că poate să fie o catastrofă, că acolo câștigă nu cel mai bun, câștigă care are noroc. Și un iubitor de porumbei, cum sunt eu, deci iubesc porumbei, mă sacrific pentru ei, caut să scot tot ce e mai bun dintr-un porumbel, creindu-i niște condiții, adică și încercând să-l ajut să facă ceva bun, și nu merg la sacrificiu din prima dată, din dragoste pentru performanța columbofilă. Și performanța vine cu răbdare. Mai am un porumbel aici care să vi-l arăt. Deci l-am avut în 2000, ca să spunem și povestea de acum, să nu mai pierdem timpul. În 2019 a fost în expoziție locul 3, zona de est aici la fond, la Dărmănești, parcă a fost expoziția, dacă nu mă înșel, a fost în expoziție locul 3 cu fondul, deci locul 3 la fond, la UCP, zona de est. Deci porumbelul ăla, la un an, după primul, uite, cred că l-avem și aici, hai de casă.